Și pentru că e nevoie ca în această ediție să fie și ceva interesant pentru dumneavoastră și desigur să fie și ceva frumos aici în platou, am zis să nu fiu singur și pentru că ne-am hotărât ca în această săptămână, o săptămână în care e mult mai complicat să vină invitații noștri aici alături pentru că toată lumea este la izolare, am hotărât să faceți cunoștință cu ai mei colegi, cei care aici zi de zi muncesc pentru dumneavoastră. Iar în această dimineață o invit alături de mine pe Rodica Popov. Bună dimineața și bine ai venit. Haideți să punem camera să se vadă și Rodica. Tu ziceai să ne salutăm într-un mod cum o face și familia. Casa regală, da, așa. Casa regală, da, să facem așa. Da, hai să vă anunț pentru cei care poate nu cunosc Rodica, în afara faptului că vine să ne aducă horoscopul în fiecare dimineață, desigur are și rubrica de modă, dar vine și în weekend pentru a ne spune ce știri mondene se întâmplă pe plan mondial. Rodica, până începe discuția, am să te invit să mergem la canapea pentru a lua loc împreună și pentru a continua să discutăm despre tot ceea ce ne-am planificat noi în această dimineață. Spune-mi inițial cum e să fii în echipa de la Bună Dimineața și cum te simți aici? De fapt, e o plăcere foarte deosebită, pentru că eu mereu zic, dacă vrei să înveți ceva, atunci trebuie să te afli printre cei mai buni, printre oameni talentați și mai ales că aici e o echipă foarte mare, care în fiecare dimineață vin cu cele mai tari știri, cu cele mai noi știri și vă aduc și zâmbetul pe buze celor care sunt de acasă. Care a fost reacția, care a fost feedback-ul la început a apropiaților tăi, a prietenilor sau poate a fanilor? Sincer, nu știa absolut nimic, nici tăticul meu. Deci, nici acum? Nu. Deja cunoaște. A, atunci sigur, nu știau nimeni. Nimeni nu știa nimic și prima reacție a fost când i-am transmis pe o rețea de socializare o poză și taică mi zice că ce e asta, unde ești? Ai un interviu, ceva? Zic, nu, zic, uite, sunt eu și în fața camerei și în spatele camerei. Și a fost într-adevăr plăcut surprinși. Ce e pentru tine televiziunea? Pentru că pentru fiecare e diferit. E un moft, e un hobby, e o dorință, a fost un vis. Ce a fost pentru tine și ce este? Vezi că tot ce fac eu la Moldova 1, cât horoscop, moda, mondeno, este ceva ce este o parte din mine. Mie foarte mult îmi place toate temele astea de energie, de meditație, horoscop, astronomie. Ceea ce ține de modă, mereu am fost, m-am străduit să cumva să fiu și într-un pas cu moda și cu noile tendințe, cât și fac și modeling de foarte mulți ani. Ceea ce ține de mondan, atunci mereu cumva m-am străduit să fiu informată și mi-a plăcut viața asta a vedetelor, să știu cine și ce vila și-a mai cumpărat. Dacă am observat foarte multe în mondenul nostru, sunt ce ține de interior, arhitectură. Mie îmi place chestia asta și mie îmi place să văd și eu ce se întâmplă la ei. Chiar săptămâna trecută, două săptămâni în urmă, am făcut știrea cu Justin Bieber despre ziua lui de naștere. Și te-a scris după. Nu mi-a scris, aștept, trebuie să văd în request. Justin, hai, ce mai aștept? Okay. Și ziceam, uite, cum ar trebui să fie vedeta aceasta, cum să se simtă că undeva în Moldova să scrie despre el, să arate la televizor ce tort a avut la ziua lui de naștere, ce invitație a avut. Adică, ce hai să mai trebuie încă un lucru, pentru că e un subiect cumva mai tabu, dar trebuie scos în evidență. Tu ești o femeie frumoasă și lucrul ăsta trebuie evidențiat și trebuie spus. Acum sunt sigur, pentru că suntem lumea, oamenii, și nu vorbesc de societatea noastră exclusiv, oamenii sunt gurele, multe dintre ele. Pentru că sunt sigur că au fost și momente în care cineva te-a criticat sau cineva a zis că uite fata aia frumoasă, dar nu știu ce a zis sau nu știu ce, nu știu cum. Cum ai trecut peste momentele astea și cum te-au influențat pe tine? Eu mereu sunt zen și cumva sunt într-un echilibru cu mine și cumva niciodată nu m-a influențat cuvintele rele sau cumva afirmațiile. Da, nu m-a atras atenția. Bine, tu în afară de asta faci modeling și ai și niște copii alături de care încerci să faci exact același lucru. Vreau să ne oferi mai multe detalii. Inițial, de când ai început să faci modeling? De la ce vârstă? Cred că de la vârsta de 15 ani. De fapt, niciodată nu m-am gândit sau nu m-am văzut eu în scenă. Mai mult era o chestie că mi-am dorit cumva să mă afirm, pentru că eu la vârsta respectivă mă străduiam, făceam tenis, voiam la cursurile de croitorie, poftim, dansuri, tot felul de cursuri. Și nu te-ai regăsit în asta? Mă scuz că nu te-ai regăsit în tenis? M-am regăsit în toate. Știi care e ideea? Că oriunde nu m-aș duce, sunt persoane care joacă tenis. Undeva în afară mă duc la odihnă. Joacă tenis? Da, fac cunoștință. Dansez, mă duc la un eveniment, pot să dansez frumos. Vreau poate o ținută mai deosebită, atunci mă duc la o doamnă care poate croiește și atunci pot să explic exact ce îmi doresc eu și cum văd asta. Adică cumva îi mulțumesc și părinților mei că la vârsta de 18 ani deja știam ce îmi doresc și mi-era cum mai ușor. Și cum a început modeling-ul? Pentru că atunci puteai să faci mai multe activități, aveai mai multe hobby-uri și cum s-a ajuns la modeling? Atunci Valentina Vidrașcu
m-a găsit, pot să zic așa, pot să zic că în stradă, și mi-a propus, mi-a zis că uite, tu ești înaltă, ai ochi mari, ai trăsăturile feții. Așa, dacă eram înalt și aveam ochi mari, aveam și o șansă. Nu am, asta e. Dar știi cum, când faci cunoștință cu o persoană, sunt anumite chestii, trăsături, care tu le observi îndată și cumva îți sunt plăcute și involuntar după asta... Îți sunt plăcute ție să le privești la această persoană. Și atunci am început modeling-ul. Desigur, modeling la noi în Republica Moldova nu poți să-l numești modeling, dar cumva am început pe mai mult cu concursurile internaționale. Filiera străină, cumva, pe filiera externă. Da, pentru că este o diferență foarte mare de catwalk, ceea ce se întâmplă chiar și în Milano sau în Paris, și de concursurile internaționale. Este cu totul altceva. Dar care e diferența? Pentru că pentru mine și pentru foarte mulți, probabil, noi nu avem nici cea mai vagă idee. Pentru noi modeling cumva sunt fetele alea înalte, picioare dezgolite, pe podium și așa mai departe. Asta e modeling sau nu? Tu îți dai seama ce responsabilitate ai când tu ești Moldova, tu nu ai un nume Rodica Popov, tu ai o panglică Moldova și tu ești una dintre cele 60 sau 70 de țări. Și pe tine nu te strigă Rodica, vino încoace, te strigă Moldova. Asta e wow! Te simți extraordinar. Foarte tare lucrul ăsta, apropo. Bun, eu cumva îmi dau seama, pentru că am avut și eu în activitatea mea de o altă activitate, posibilitatea să reprezint țara și e chiar foarte fain și ai o emoție diferită. Acum, la momentul actual, lucrez cu fetițe. Fetițe mici care își doresc sau visează să facă și ele modeling. Exact, lucrez cu fetițele mici și cu băieței. Deci ați văzut și reportajele mele de modă, pentru că cumva implic și îmi place foarte mult. Chiar am avut o situație cu reportajul cu încălțămintea și din cauza unor situații tehnice, noi am venit cu o oră mai târziu. Și ți s-ar părea că copiii sunt agitați. Era o fetiță de un an și doi anișori, două luni, cer scuze. Și, deci, dintr-o parte, ți-ar părea că, da, într-adevăr, copiii sunt agitați. Dar cum a pornit camera, toate mofturile, capricile s-au terminat. Copiii s-au relaxat, în primul rând, pentru că nu mai erau agitați. Și lucrau în fața camerelor de parcă ar fi profesioniști. Dar vreau să întreb dacă e o diferență, pentru că nu suntem din aceeași generație, și dacă e o diferență între noi atunci când eram copii și copiii de astăzi. Vorbim și de modă și în rest de tot ce se întâmplă. Este o foarte mare diferență, mai ales că, de exemplu, acum copiii chiar de 3 anișori să le întreb: tu vrei înghețată de ciocolată sau de vanilie? El o să zică exact ce fel de înghețată vrea. Era mai rușinați, mai retrași, mai... Eu voiam înghețată! Și cumva, se spunea după poalele mamei, știi? Vreau înghețată, mami. Da, și tocmai din motive pentru că părinții cumva sunt foarte mult implicați. Mi-e foarte mult îmi place că copiii acum fac multă gimnastică, dansuri, de la o vârstă foarte fragedă. Nu o să mai ajungă la 18 ani să se gândească cum să slăbesc sau cum să încep niște ore de fitness, da? Pentru că cumva sportul va fi deja în sângele lor. Și atunci îmi place foarte mult că părinții într-adevăr își dau cumva o străduință și le implică tot felul de activități pe... Apropo, pentru că lumea se schimbă foarte rapid și am vorbit și de copii, că sunt total diferiți față de cum am fost noi, unde te vezi tu peste 10 ani? Și acum nu trebuie să-mi dai o companie exactă sau în ce domeniu, mai bine zis, te vezi tu peste 10 ani? Nu știu dacă te-ai gândit la lucrul ăsta sau ce îți planifici să mai și faci în viitor? Cu siguranță voi fi o mămică cu doi copii. Doi, și... gata, aici s-a pus. Nu, vreau 4. Aha, da, dar doi peste 10 ani. Da. Doi. Și nu, cred că orice femeie trebuie în primul rând să se realizeze ca o mămică. Și după asta, cumva, cariera să fie în plan 2. Cariera în ce domeniu? Modeling, televiziune sau încă nu știi? Vezi ce o să fie? Cred că televiziunea. Modeling-ul, la un moment dat... Știi că era fraza aia că la un moment dat trebuie să renunți la modeling pentru că vârsta nu-ți mai permite sau etc., etc., etc. E adevărat sau nu e adevărat? Nu, pentru că avem foarte multe modele care sunt și după 40 și sunt, au un corp că, să mă scuz, nici fetele de 18 ani nu au și un corp cum au ele. De asta nu cred că este o problemă de vârstă. Este o problemă că te plictisești. Apropo, vreau să întreb, pentru că Miss Marea Britanie, sper să nu greșesc, sau Miss Germania. Miss Germania. Era o doamnă care avea peste 30 și ceva de ani, peste, da, 35. Și noi cumva suntem obișnuiți la Miss să vedem fete de 19-20 de ani. Maxim 18. 27 de ani poate să aibă. Păi, cum ți-a părut ție acea doamnă și cum poate schimba asta, toată această sintagmă de frumusețe? Mi s-a părut o idee foarte bună, mai ales că avem foarte multe femei frumoase. Și nu ar trebui să le punem o barieră de vârstă, atâta timp cât ele sunt, în primul rând, femei de afaceri, mămici, au un feedback, o chestie de lucruri în spatele lor care, într-adevăr, te fac să-ți placă această femeie și să urmărești pe ea.
Vreau să-mi spui care a fost în activitatea ta aici în DFN, dacă e să vorbim de frumusețe, de modeling, de modă sau de televiziune, cel mai frumos moment și poate cel mai trist moment, în momentul în care ai simțit că nu mai poți, vrei să renunți. Ai avut ceva în modeling, ceva de genul ăsta? Nu, n-am avut niciodată chestia. Tot timpul a fost cumva cu optimism? Cumva mă străduiesc să fiu tot timpul într-o... Iarăși, am să mă repet, să fiu într-un echilibru. Dacă simt că nu este meu, atunci va încerca altceva sau îi mai dau o șansă. Dar între timp am să încerc să intru pe pagina de Instagram a Rodica. E bun, publicitatea la scară mică aici de dimineață, lăsând gluma la o parte, pentru a oferi și dumneavoastră celor de acasă mai multe imagini, pentru a vedea activitatea pe care o desfășoară deja de ceva ani, de la 15 ani. Aveai emoții când ai început toată această poveste? Știai cu ce să mănâncă sau nu? Aveam foarte mari emoții, mai ales că este o concurență foarte mare și cumva eram foarte... verde la acel capitol. Și cumva erau și bucăți de sticlă în pantof și cumva eram și călcată în timpul când trebuiam să ies în scenă. Și adică erau foarte multe chestii care de fapt au influențat. Dar e diferită emoția pe care o trăiești la televiziune față de celelalte activități? Nu. E aceeași emoție? Ceea ce ține de modeling și probabil și televiziunea. Iar și ești în centrul atenției, trebuie să mai ieși ceva în capul tău, în creierul tău, să nu fii doar o imagine. Doar o prezență, exact. Trebuie să aduci și o informație pentru cei de acasă, pentru că știu că mâine vii cu o nouă ediție a rubricii de modă. Cu ce vii mâine? Ce ne pregătești mâine? Fusta. Îmi plac foarte mult fustele. Și ceea ce fac și eu la modă, mă stă de tot timpul ceea ce știu eu mai bine și ceea ce și îmi place mie mai mult, cumva să arăt asta. Dacă nu cunosc, atunci vin cu un stilist care poate să mă ajute, dar fusta mereu mi-am dorit să fac un material de, anume despre fustă, despre ce fel de modele avem, cromatica, absolut tot ce ține de textură. Mâine vin cu fusta 2020. Da, apropo, paradoxal cumva, hai să dau puțin mai sus aceste imagini, pentru că tu mi-ai zis de fustă, dar marea majoritate a pozelor pe care le văd la tine pe pagina de Instagram sunt în rochie. Îți place și rochia la nebunia? Păi, de fapt, ceea ce vedeți voi pe Instagram sunt doar lucrurile care autorul vrea ca voi să le vedeți. Uh-huh. Dar, de fapt, port fuste, port blugi, port ghete. Cineva m-a întrebat pe pagina de Facebook, pentru că avem și o pagină, Bună dimineața la Moldova 1, dacă acasă la fel ești în aceste haine sclipitoare, dacă la acasă la fel ești îmbrăcată sau ești într-un stil casual ca toată lumea? Sunt într-un stil casual, sunt într-un maiouri oversize, sunt în niște leggings-uri cu părul prin sus, credeți-mă, femeile știu cum trebuie să se simtă acasă. Rodica, un 5 aerian pentru că nu avem altfel cum să o facem. Îți mulțumesc mult că ai venit în această dimineață. Desigur, te așteptăm și mâine dimineață ca să vii și cu rubrica de modă, dar și cu horoscopul. În weekend ne revedem cu informațiile despre vedete, pentru că tu știi cel mai bine ce se întâmplă în viața lor. Și, desigur, ne vedem aici în continuare alături de dumneavoastră.